un nume, într-adevăr un nume, nu fac decât să vă amintesc câteva mici detalii despre cariera doamnei Angela Similea, care în anul 1965, debutează la televiziunea română în cadrul unei emisiuni care se numea Emoții în premieră. Cred că aveți emoții și acum un pic. Nu în premieră, dar tot emoții sunt. Totdeauna am emoții, cu atât mai mult cu cât cadrul este atât de minunat și mă aflu pentru prima oară aici. Piesele pe care le veți asculta în seara aceasta nu au nevoie de absolut nicio prezentare. Cu siguranță le veți recunoaște. Să sperăm, să sperăm. Mulțumesc! Ce cuvinte să adun ca în adevărul lor să cred. Știu cum frunzele vorbi și cu stelele târzi într-un fel pe care tu nu-l știi. Știu din sunete să fac o grădină și un lac și un curcubeu în mirezma. Din tăcerea lumii pot culege pe care tu-l știi. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, e o caldă melodie. Casa mea, eu sunt sufletul din ea, ea e însăși viața mea, viața mea cu tot ce-i bun în ea. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, melancolie și fierbinte și curat. Și mă simt ca într-un palat de păduri înconjurat. Viața mea în cântec s-a mutat. Dacă vrei să mă găsești, nu-mi trimite mii de vești prin mesageri îndepărtați. Vino simplu, alergând în veșmântul tău de rând, chiar de-ar fi să vin numai în gând. Ca o flacără să vin la un ceas pe care-l știi, când eu te chem cu al meu cânt. Și în casa mea de sunete vei străluci la ceasul când va fi să vin. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, e o caldă melodie. Casa mea, eu sunt sufletul din ea, ea e însăși viața mea, viața mea cu tot ce-i bun în ea. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, melancolic și fierbinte și urat. Și mă simt ca viața mea în cântec s-a mutat. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, e o caldă melodie. Casa mea, eu sunt sufletul din ea, ea e însăși viața mea, viața mea cu tot ce-i bun în ea. Casa mea-i un cântec cu acorduri ample, melancolie și fierbinte și curat. Și mă simt ca într-un palat de păduri înconjurat. Viața mea în cântec s-a mutat. Viața mea în cântec s-a mutat. Viața mea în cântec s-a mutat. Mulțumesc foarte mult!
Cred că este melodia care face parte din grupul de melodii cele mai cunoscute din repertoriul meu. Ea aparține regretatorului meu prieten și al dumneavoastră, iubitor de muzică ușoară, Ion Cristinoiu. Casa mea, și muzică casa, și vers. Și casa mea este un cântec cu acorduri ample. Cred că toți care ne aflăm uneori, aici trăim acest... Uneori un pic prea ample, dar vecinii mei încă mă mai suportă și le mulțumesc pentru asta. Dar tu cânti foarte frumos, așa că... Vă mulțumesc. Trebuie să aibă bucurie. Sper. Ascultându-te. Constat cu plăcută surprindere că aveți o formulă instrumentală tânără, un grup de acompaniament foarte proaspăt și chiar varianta acestei piese e foarte... Le aparține. Da, e puțin spre reggae, foarte proaspătă și... Dai voie să ți-i prezint? Chiar vă rog. Da. Deci la baterie, Lucian Maxim, profesor de muzică. La chitară bas, Mihai Juverdeanu. La chitară, Iulian Pavelescu. Snickers, pentru că mănâncă multă Snickers, multă ciocolată Snickers, noi așa îi spunem, e Julie și Radu, iar șeful trupei, după cum sunt convinsă că ați recunoscut, Victor Lavric. Lavric Project. Ca două flori, implorau de dulce amor.
Mulțumim. Deocamdată puteți lua loc la masă, pentru că eu am plăcerea să fac un concurs. Sunați la 2305943 și puțin intitulează Dacă nu ai prieteni, ești un om sărac. Și conține și dedicație. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Bine ați venit. Cum vă numiți? Luca. De unde sunteți? De unde? Negru Vodă, Distrul Constanța. Am înțeles. Parcă trecem și cu trenul și cu mașina când mergem spre litoral, prin Negru Vodă. Vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Cum se numea emisiunea în care a debutat Angela Similea la televiziunea română? Am emoții. Până-mi răspundeți. Emoții în premieră. Mulțumesc. Un disc de care puteți să fiți mândră, cel puțin prin prisma faptului că este un disc într-un tiraj foarte redus, este o ediție specială, ca să spun așa, pentru prieteni, mai exact. Și vă aflați printre prieteni, atât invitații cu care ați venit, cât și cei de aici, îi puteți considera prieteni negreșit. Mulțumesc foarte mult! Vreau să discutăm puțin despre ce se întâmpla în televiziunea română în perioada în care dumneavoastră erați aici. Vă rog să folosiți și microfonul acela. Și între timp poate îmi aduceți microfonul pe care l-am uitat pe acolo pe undeva. Ați tradus serialul Kojak. Mie asta mă interesează. Și nu numai. Nu numai. Asta vreau să știu. Ce Șeriful altceva? La New York. Colombo. Colombo. Dallas. Dallas. Linia maritimă Onegin. Da. Și vreo 2000 de filme. A, deci... Eu zic să... Începând din 69 până în 68-69 până în 79 când am plecat. Vreo 2000 de filme e ceva. Sunteți un pasionat colecționar de muzică și aici eu sunt ochi și urechi sprâncenele ridicate pentru că și eu sunt foarte pasionat colecționar și aveți o relație foarte strânsă cu muzicienii români din România și din diaspora, din Europa. Faceți întâlniri? Da, a petrecut o seară foarte interesantă. Sunt convins. Și vă așteptăm și pe dumneavoastră oricând. Cu dragă inimă, oricând, vai de mine. Invitația e deschisă. Vai de mine, oricând. Invitația e deschisă. Domnule Surdu, sunteți un gourmet muzical și nu numai, sunteți un bon viveur. Vreau să știu dacă ce gust, ce impresie vă lasă atmosfera de aici și ceea ce se întâmplă la noi. O impresie foarte bună, pentru că aici se consumă o muzică foarte dragă mie și aș intitula-o Șlagările tuturor timpurilor. Eu n-am avut o preferință muzicală. Mi-a plăcut muzica, de la muzica lăutărească, de la romanță până la arii, operă, operetă, cu care oamenii de la un spectacol pleacă, reținând și fredonând. Pasaje, în sfârșit, refrene, ceva. Dar, și nu, pasionat de muzică nu e datorită mie, e datorită părinților și în special tatei, care cânta superb la vioară și din gură, și datorită mediului în care ne-am născut. Suntem trei frați, toți sunt pasionați de muzică. Unul chiar a și cântat într-o orchestră preluând tradiția celebrei formației Roșu și Negru, care s-a născut la Iași și noi da? Tot acolo suntem născuți, apoi Meteor, apoi Înger și Demon și așa mai departe. Și am rămas pasionați de muzică și am îngânat și noi pe acasă câte un refren și avem și noi o colecție muzicală cu care ne mândrim împreună cu Angela. Avem aproximativ 27.000 de discuri de la prima ediție în piele, da. Aida, de la celebra opera Verdi, Aida. Cred că avem toată muzica Verdi,
în toate interpretările de seamă, pe toate marile scene ale lumii, cu cei mai mari dirijori și cu cele mai importante orchestre. Și până în zilele noastre, știu ce înseamnă să iei CD-uri și să-l fie al tău și să fie o ediție specială sau ceva rar sau ceva deosebit și să-l bibile și să-l pui să-l cataloghezi. Este un sentiment extraordinar. Unii îl consideră că nu e ok, dar eu zic că este foarte în regulă să tratezi cu mult respect artiștii și ceea ce ei imortalizează pe fonograme. Și sunt convins că din când în când preluați starea și din memoria afectivă a familiei și a soției și fredonați chiar mai mult decât fredonați. Soția este, ca să spun așa, la noi în familia Surdu, în grijă, pentru că este un bun, i-aș zice eu, fără să exagerez și fără să am o limbă de lemn, este un bun național. Aha. Și mergând pe stradă, din 10 oameni, 11 mă salută pe nume. Și bună seara, domnul Similea! Și din 11, 12 mă întreabă, ce mai face doamna Angela? De ce nu apare mai des la televiziune și așa mai departe? Și eu le răspund, zic, dragă, e ocupată, și o s-o vedeți. Crește nepoții și alte lucruri importante care... Aici cântăm, nu suntem bunici. Și ce? Ajunge. Și nepoții au nevoie de muzică pentru că ei urmează. Am vrut să spun că Angela este o bunică foarte tânără și asta am văzut și noi. Are niște nepoți care i-au preluat ceea ce Dumnezeu i-a lăsat Angelei cu prisosință, ureche muzicală și șunii, de exemplu, cântă la pian în salonul cu care eu mă mândresc de acasă și pe care îl numim Salonul Angela Similea. Ce important! Ne bucurăm să auzim asta și ne-ar face plăcere ca doamna Angela Similea să continue șirul povestirilor, dar pe note, în plan muzical. Succes, doamnă! Tramvaiul este un mijloc de transport. Și trec pe cărare, trec un albastru infinit, lune când pe ramule sfârșit, somnul meu de noapte l-a trezit, cerul meu l-a răscolit. Și câmpia fără a sfinți, un albastru infinit. La ra ra ra. Din privirea ta e un stil.
strigăt sau chemare, lanț de gene unduitoare, buze arse, mistuitoare, da, da, un albastru infinit, lunecând pe ramul de sfârșit, somnul meu de noapte l-a trezit, cerul meu l-a răscolit, un albastru infinit, a uitat. Și câmpia fără a sfințit, un albastru infinit. La 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 la. Un albastru infinit. Marcel Dragomir, muzica, Ovidiu Dumitru, un slujitor nestăpânit și de neoprit al televiziunii române. Înainte de a trece la următoarea piesă, vreau să vă mai propun un concurs. Sunați la 2305943 și aveți ocazia să câștigați un disc manufacturat, un disc în tiraj redus. Dacă nu ai prieten, ești un om sărac, un titlu foarte sugestiv. O melodie pe care Ion Cristinoiu a scris-o cu puțin timp înainte de a ne părăsi la noi acasă. Discul conține și semnătura doamnei Angela Simila, așa că să vedem cine îl câștigă. Alo? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Îmi pare rău că n-am venit și că n-am rămas acolo. Mă numesc Iulian din București. Iulian. Colegul tău, Berti. Iulian Brabete. Și îmi pare rău că n-am venit și eu. Am venit ceva mai devreme, dar n-am rămas la emisiune. Păi am văzut că ai dispărut. Ce faci? Stai că nu înțeleg. Ești la telefon? De ce? Sunt la telefon pentru că sunt acasă și mă uit la televizor și cred că văd una dintre cele mai frumoase emisiuni pe care le-am făcut noi de astă iarnă și până. Mulțumim! Am crezut că ești în turneu. Vă dau cuvântul meu că nu e nimic aranjat. Este un telefon. Că e în turneu. Nu, Iulian a sunat din proprie inițiativă, nu e nimic pus la cale. Vă dau mulțumesc cuvântul meu. Mult. Și eu vă dau cuvântul meu și o să particip și la concurs, la urma urmei, de ce să nu am și eu dreptul să câștig un titlu. Absolut adevărat, mai ales că e o raritate. Verde, și uite că verde, ai... Domnule bine, Iulian, bine ați venit la Taverna Estival. Întrebarea este următoarea. În ce an a debutat pe scenă Angela Simila? 1965. Era televiziune, nu scenă. Îmi pare rău, nu e bun răspunsul. Nu, nu e bună întrebarea. A, nu e bună întrebarea. În ce an a debutat Angela Simila la televiziune? 1965. Felicitări, Iulian, domnule Iulian. Ați câștigat un... CD cu Angela Simila. Cred că e unul dintre cele mai folositoare telefoane pe care le-am dat vreodată în viața mea. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc! Felicitări! La revedere! Și cred că și următoarea piesă este o dedicație, da, pentru câștigător. Următoarea melodie aparține lui Ionel Tudor. Sper să nu se sperie ce am făcut noi cu melodia sa. O melodie pe care noi am lansat-o. E una din primele compoziții ale lui Ionel Tudor. După Piano Pianissimo, dacă îl știi, dacă ți-l amintești, a urmat, exact, Pianissimo. Așa, bravo, felicitări. Da, câți ani aveai când ai auzit cântecul acesta? În ce an a fost lansat? Adică, nu știu, oricum aveam... Aveai puțin. Foarte puțin. Puțin, puțin ani.
7 ani? Cam așa. Cam așa. Înțelegeam eu ceva la 7 ani? Domnule, se pare că te-a impresionat, dar la ce talent ai nu mă surprinde. Ultimul tramvai. Ultimul tramvai și din păcate ultima piesă cu doamna Gela Similea în această seară, dar odată ce ați venit la Taverna, sunteți un membru al clubului nostru și puteți veni oricând. Chiar nu trebuie să vă chemăm noi. Puteți veni oricând să ne cântați.
ați urmărit un artist evoluând live la televiziunea română. Și acum vreau să schimb foarte scurt două vorbe cu Victor și să-mi spui cam ce intenții ai cu proiectul tău în ce privește repertoriul vostru, că aveți și un repertoriu original. Spre finalul emisiunii vom cânta o piesă. E finalul emisiunii. Acum? Da. Ce repede. Surprise!